Desvedem rampa e bună. Cam mare unghi așa. Și ce face domnul? A intrat și unghi sus așa. Nu, nu, el trebuie să vegheze ordine. Secretariatul Parlamentului. Aha. Aici acces pentru persoane cu dezabilități. N-ai cum depune o petiție, da? În schimb, în schimb. În schimb, rampa e făcută, da? Până la uși poți veni, dar mai departe nu. Hai să facem două petiții. Una. Păi, nu, dar dacă vrei să vii în fiecare zi, sau odată în viață vrei să vii și nu poți intra, și asta ai dreptate? Trebuie să stai afară căcuciu. Să rogi pe ei să iasă. Hai să-i rugăm. Domnul polițist, veniți și ajutați băietul ăsta. Degeaba stați acolo. Dar eu nu-s cu asta, fata. Dar dacă și sunteți domnul. Dar dacă întreabă că... Poftim treceți. Dar cum? Nu-ți mai cu așa. Deci tot ați ajutat. El nu-i cu asta. Îl ajut băietul eu. Dar eu te mai tin că e donații de la Iisus Hristos, nu știu care. Nu contează, așa mai vii de acasă. Măcar așa? Și strânta e și asta. În schimb, în Parlament e larg. E că filmează, filmează, se vadă și înseamnă, nu e normal chestia asta. Normal, e normal. E temporal. Se strânturează că nu poți să depune petiții, da? Probabil. Se limitează spațiul și... Și v-ați oprit aici? Și v-ați oprit aici? Unde trebuie să intrăm cu petițiile? Dați buletinul care e. Domnica e cu plângere. Dați-o. Jalba. Dumneavoastră primiți? Nu, eu mă registrez, dar nu-i primiți. Ei, dar nu deranjă. Nu, buletinul trebuie. Dar eu vă zic datele din buletin. Nu, trebuie și numărul. Vă zic și eu nu... Oho. A, dar mi se registrează aici, direct, da? Ei, da. Aici se registrează vizitatorii. Ca să-i intimideze. Aha. Că adică las că ținem noi minte cine a fost și cine o să mai vii. Ia că n-ai cum să intri iar aici. Poate-l ajut. Hai să... Spatele? Da. A, totuși. La nevoie spate. Bună ziua. Bună ziua. Noi am venit să depunem o petiție la cele prealabilă. Pentru, în legătură cu prima de Paști care primează deputații de 1500 de lei, de exemplu eu ca cetățean nu sunt de acord, și mai sunt câțiva camerii care nu sunt de acord. Am să vă rog să-mi punem ștampila și să-mi faceți o copilă. Dumneavoastră ați primit ceva indemnizație de Paște? O primă ceva. Asta mai așa. Eu lucrez de două săptămâni, încă n-am meritat. Am înțeles, nici salariul n-aveți, probabil. Credeți că o să primiți la anul? Nu știu. Ruslan, poate tu vrei să scrii? Când ai avut acces? Sau o scrii, a, o scrii, dar domnica și tu ai să o semnezi. O scrii de numele lui? Și unde rămâne, unde se depune? Am așa să vedem. Să seamă că dânsă, domnul e primul filtru, doamna e al doilea filtru, dar de fapt, funcționarul care se înregistrează e hăt în fund. Coridorul lung. Câți mâncăi hrănim, vai de capul nostru, milioane se cheltuie pe ei. Miliarde, cred că. Miliarde, da. Nu, semnează el, și trebuie și noi marca. Casa de pensii, casa de pensii. Unde se dă cărțile de polițele sociale. Poliți, da? Casa Națională de Asigurări Sociale. E la Buicani, acolo. Nu știu, o să poate fi de sector. Nu, acolo, acum, e aici. Națională, da? Și acolo am fost și, într-adevăr, nu era acces pentru... Persoane. Pentru persoane cu dezabilități. Ținând cont că acolo e centrul unde se dă polița, medical. Și era o mamă cu un cărucior, cu un copil, și securitatea îi spune, nu intrați cu căruciorul aici. Și zici, copilul meu doarme. Acest copilul, că nu aveți voi acces, știe, de cum fost în reportare. Da, dacă nu ai filmat, cine este creare? Nu mai filmat-o de fapt. Dacă ai cu ceva, nu? Am venit pentru un protest și am făcut o petiție. Da, e o țară democrată, unde toți au drepturi egale. De asta trebuie neapărat. Așa, insistat. Foi umblat în buzunar, un țuruiacu, un dinț. Și camera. Oleg, ia, să scrii dumneavoastră. Da, eu de și vrei să mai scriu. Autograf? Da, mi-a zis ceva. Da, nu ați avut acces în birou de audiență. Dar vă spunem, uite aici, rampa asta, de exemplu, nu este confortabil pentru accesare. Și la ieșire. Și la ieșire, cât mai mult. Sunt trei praguri până aici. Asta deja e opinia noastră, dar noi avem și poze și am filmat. Voi deja ați aprobat totul. Vă expuneți că totul este în normă. Ținând cont că dacă aveți făcut acolo cimentar, da, special pentru acces. Rampă. Rampă pentru, da. Și tot tare abruptă.
și o copie. Nu, se duc iar în birou celălalt, ce crezi că... Copiatorul este un impediment pentru o persoană în scaunul cu rotile de lupini. Da, dar își dau să ajung la copiator pentru că... Păi dă-mi spune și rău. Dar la ce-l folosiți aici? Eu sunt responsabil de audiență. Ceilalți la urmă... Asta mergeți acum la urmă. Da. Și eu dacă vreau că eu vreau să vadă unde merge cererea lui, eu să merg cu dumneavoastră și eu să dea de copiator cu două ori. Asta e funcția mea să mă duc să registrez. Și noi nu urmărim. Eu nu am încredere unde mergeți cu petiția mea și vreau să vă urmăresc. Serios. Alor noi în Moldova, la un moment dat, petiția dintr-un birou în altul se spare, nu? Da, cum? N-am auzit. Noi am auzit. Dar eu n-am auzit de astea, că m-am primat ca să spargă. O mamă, patru copii, au depus o cerere, știu, la un birou în altul, îți spărut. Am lucrat în ministerie unde veneau petiții cu sacul și n-am avut cazul să-ți spargă. Cu sacul, da. N-am avut cazul să-ți spargă. Asta mă trebuie de la voi, Olegrega. Am lucrat la Ministerul Muncii și că acolo câte petiții... S-a stricat lumea, mă. N-au știu cu pascrii, n-au petiți. Naiv, chiar cred că o să le răspundă cineva. Culmea ar fi că și răspunsuri să primească. A tu piesc că primesc. Eu mă sunt de frică. Mulțumim, am citit. Tare interesant. Mulțumim pentru scrisoarea ta. Sorele. Și acum puteți să mergeți dumneavoastră și să vedeți unde o registrez. Instituție publică plătită din banii noștri. Trebuie să vedem cum trăiți acolo. Și schelete aveți în bulac. Țic. La levă, la pravă. Spre ieșire? Vreți trece? Mă uiți eu. Cercete în zona. De când s-a făcut remont? Eu știu, nu știu pe aici. Așa a fost tot timp, eu n-am observat schimbări aici de mulți ani. Vreo 10 ani, de când vin pe aici. Nu, dacă mă ating, acolo cumva aș chică vă o bucată. Răspunderea ta. O să fiu eu din ăla, da? Și chestia asta pot să o fărăm? Ticiora, ticiora. Să-ți fărăm ții roțele. Că e îngustă, e subțire. Dar păi, ți-o vreau cu ăsta. Dar dacă îți stric ții roțele, îți plătesc pentru asta? Normal. Deci, da. Dacă faci acțiuni în judecat, prezinți prove și marturi. Peste vreo 2 ani, posibil că se repară o roată. Ați fost să-ți închid? E cam întreg fiori, așa-i? E prie... Prea înclinat. Ții ceva, da, o balustradă. Întoarce-te cu spatele, poate. Că roata e mai mare și nu o să se răstoarne. Nu ai scăzut. Gheorghe-o plecat? Da. Rischi.